Complexul Național Muzeal Curtea Domnească găzduiește până pe data de 30 noiembrie expoziția Târgoviștea din inima mea, ce aparține artistului plastic Corneliu Drăgan, membru internațional al Societății de Acuarelă din Birmingham. Aceasta a fost vernisată joi 7 noiembrie la Muzeul de Artă. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația Locațiilor și Zonelor Istorice și de Artă din România și Primăria Municipiului Târgoviște. Astăzi aici, în afară de gazdă ca și primar al Municipiului Târgoviște, sunt și în calitate de vicepreședinte al ALZIAR, practic asociația care, cu sprijinul Consiliului Local, a și finanțat ceea ce se întâmplă aici. Aș vrea să vă spun doar că trăiesc momente frumoase din viață, pentru că în Târgoviște încep să se întoarcă valori. Încep să expună valori, începem să ne arătăm și ar trebui să facem acest lucru din ce în ce mai des, valorile și performanțele pe care le avem în cultură, în artă, în sport, în orice alt domeniu de activitate care ne recomandă. Și nu avem puține valori. Astăzi, domnul Drăgan, care iată și-a luat și numele de Târgoviște, alături de un alt mare târgoviștean, medicul Constantin Ionescu Târgoviște, merită toată aprecierea mea personal ca și primar, dar și a noastră ca și târgovișteni. Vă invit să vă bucurați cu toții de expoziția de care avem privilegiu să ne bucurăm. Îl felicit pe maestru. Îi mulțumesc domnului Tița pentru faptul că este alături de noi și a participat sau participă în calitate de critic la acest vernisaj. Și încă o dată vă doresc să vă bucurați de această expoziție, deoarece este ca o mângâiere a sufletului și a spiritului nostru de târgovișteni. Corneliu Drăgan Târgoviște nu a vorbit prea mult despre picturile sale, însă acestea vorbesc de la sine. A fost un subiect de suflet, practic, pentru mine. Voiam de mult să-l fac. Am încercat, nu știu cât de mult am reușit, pentru că totul se desfășoară, cum să spun, mai mult din amintiri. Este vorba de tinerețea mea. Și, în general, când e vorba de tinerețea ta, atunci trebuie să existe multă lumină, multă culoare, că așa eram noi atunci. Ce spune criticul Marius Tița că pictorul Corneliu Drăgan Târgoviște a dus numele de Târgoviște pe cele mai înalte culmi ale aprecierii în artă. Acest nume este un renume, spune criticul, pentru că atunci când întrebi cine este cel mai bun acuarelist român al momentului, răspunsul este Târgoviște. Tot criticul Marius Tița îl descrie pe artist ca fiind un nume al simezelor contemporane, un artist care ți se adresează direct, mergând la inima peisajului maritim, a străzilor cu parfum de istorie a Târgoviștei. Mărturisesc că sunt foarte emoționat pentru că în sfârșit organizăm o expoziție a lui Târgoviște la Târgoviște. Nu este un simplu joc de cuvinte, pentru că vreau să vă mărturisesc, să vă povestesc ce face Corneliu Drăgan Târgoviște în lumea largă, la Balcic, la București, la Londra, în Franța și nu în ultimul rând în China. Am menționat câteva puncte de care ne-am ocupat în ultimul timp. Sunt expoziții, sunt locuri în care Corneliu Drăgan Târgoviște a expus acuarela sa, acolo unde s-a confruntat cu jurii și mai ales cu realizatori de acuarelă foarte importanți din întreaga lume. Și iată că, repet, insistăm cuvântul acuarelă. De fapt, este punctul de pornire în demersul nostru și în întâlnirea de astăzi și, practic, în conturarea personalității lui Corneliu Drăgan Târgoviște, pentru că, pornind de la concluzii, Corneliu este cel mai bun, cel mai important acuarelist român al momentului. Expoziția cuprinde 40 de tablouri de diferite mărimi, tehnica de lucru fiind acuarela, fiind reprezentate clădiri vechi, străzi, monumente, spre surprinderea atmosferei de odinioară a orașului Târgoviște. Corneliu Drăgan este un artist român ce abordează multiple ramuri ale artelor vizuale, precum pictura, acuarela, grafica, icoane și caricaturi. Și-a expus lucrările în numeroase expoziții de-a lungul timpului, atât în România, cât și în țări precum Franța, Turcia, Canada și Germania. Are lucrări în colecții particulare și de stat din România, Israel, Franța, Germania, Turcia, Spania, Federația Rusă, Statele Unite, Elveția, Cehia, Belgia, Olanda, Brazilia, Mexic și Marea Britanie. Artistul este singurul acuarelist român ales să facă parte din prestigioasa societate a acuareliștilor din Birmingham, care adună în prezent 81 de acuareliști britanici și internaționali.